Bun găsit din nou! Astăzi aș vrea să vă arăt un alt model de torsade, un model pe care am putea să-l facem la o bentiță de pus pe cap, la marginea unei căciulițe, la, eu știu, la orice vă trece prin minte. Un model de torsade mai altfel. În sensul că vom avea niște spații între aceste torsade. Spații care vor veni apoi împletite cu degetele, cu mâna, așa, și rezultatul este spectaculos. Am să vă arăt și cum se începe acest model cu torsade mai altfel. Eu am montat aici câte 10 ochiuri într-o margine și în cealaltă a torsadei, deci de o parte și de alta a torsadei, iar pentru torsade am montat câte 20 de ochiuri. Aceste ochiuri de la torsade le vom lucra pe față și pe dos, iar ochiurile din margine, acestea vor veni doar pe față, și pe fața lucrului și pe dosul lucrului. Da? Să nu uităm. Da? Și eu zic să începem să vedem cum se tricotează. Eu am să fac în loc de 10 ochiuri aici și 10 aici, am să fac doar câte 5. 5 ochiuri într-o parte, 5 ochiuri în cealaltă parte, iar la torsade 20 de ochiuri. 20 de ochiuri pentru a avea lărgimea necesară a face aceste torsade. Și să începem. Deci am montat 5 și cu 5, 10. Și cu 20, 30 de ochiuri pe Andreea. Apoi, primul rând, care e rândul pe dos, începem deja prin realizarea modelului și facem astfel 5 ochiuri pe față, care le vom lucra întotdeauna pe față, 2, 4, 5. Apoi am 20 de ochiuri pe care le voi lucra pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Mai am pe Andra încă 5 ochiuri pe care le voi tricota pe față. 1, 2, 3, 4 și ultimul loc eu îl fac pe dos. Ne întoarcem pe fața lucrului și, cum am mai spus, aceste 5 ochiuri dintr-o margine și din cealaltă margine, de o parte și de alta a torsadelor, a torsadei, vor veni lucrate pe față, atât pe fața lucrului, cât și pe dosul lucrului. Și continuăm cu 5 ochiuri pe față. 2, 4, 5. Apoi avem cele 20 de ochiuri care de data aceasta le vom lucra pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Urmează încă 5 ochiuri pe care le vom lucra toate pe față. Pe fața lucrului și pe dosul lucrului la fel. Ne întoarcem și facem cele 5 ochiuri pe față. 3, 4, 5. 2, 4, 5. Acum avem
cele 20 de ochiuri care le voi lucra pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20 de ochiuri pe dos. Apoi avem cele 5 ochiuri din margine pe față. Ultimul eu îl fac pe dos. Mă întorc și continui încă un rând dus și întors. 2, 3, 4, 5. Aici avem cele 20 de ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și încă 5 ochiuri pe față. Ochiurile din margine, de o parte și de alta a torsadei. Ne întoarcem, facem cele 5 ochiuri pe față, 2, 4, 5, următoarele 20 vin pe dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20, plus cele 5 ochiuri pe față, 2, 3, 4 și 5. Aici vom avea 2, 4, 6 rânduri, 3 dus și 3 întors. În total 6, este momentul ca aceste 20 de ochiuri să le scădem pentru a reîncepe cealaltă parte a torsadei. Deci vom lucra cele 5 ochiuri pe față cu care vom merge până la sfârșitul lucrării noastre, 2, 4, 5, apoi vin și scad cele 20 de ochiuri pe față, ochi cu ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Și așa arată începutul pentiței noastre cu torsade mai diferite, mai altfel. Acum ne-a mai rămas pe Andreaua din stânga cele 5 ochiuri din margine pe care vom continua să le lucrăm pe față, așa cum am spus și la începutul lucrului. Ne întoarcem pe dosul lucrului, vom tricota cele 5 ochiuri din margine pe față, apoi cele 20 de ochi care le-am scăzut pe fața lucrului va trebui să le înmulțim din nou, alte 20 de ochiuri. Și înmulțim astfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Apoi venim și facem celelalte 5 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4 și 5. Ne întoarcem pe fața lucrului, facem cele 5 ochiuri din margine pe față, 2, 4, 5, apoi avem cele 20 de ochiuri pe care le-am înmulțit și care le vom tricota pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20, cele 20 de ochiuri pe care le-am înmulțit. Și încă cele 5 ochiuri din margine care le vom tricota pe față. Ne întoarcem pe dosul lucrului și vom face cele 5 ochiuri din margine pe față. 2, 4, 5, apoi avem cele 20 de ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Și încă cele 5 ochiuri din margine pe față. Ne întoarcem și cam așa arată modelul nostru cu torsade. Torsade mai diferite. Din nou facem 5 ochiuri în margine, 20 de ochiuri pe față, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cele 5 ochiuri pe față și ne întoarcem. Ne întoarcem pe dosul lucrului și facem cele 5 ochiuri din margine pe față, apoi 20 de ochiuri pe dos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Plus încă 5 ochiuri din margine. Ne întoarcem și mai facem un rând dus și întors, la fel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus cele 5 ochiuri din margine. Ne întoarcem pe dosul lucrului. 5 ochiuri pe față, 2, 4, 5 și iarăși cele 20 de ochiuri pe dos. Vom fi atente să nu facem mai mult decât am făcut data trecută. Deci avem 2, 4 și al șaselea rând. Asta înseamnă că rândul următor pe față, iarăși voi fi nevoită să scad cele 20 de ochiuri, ca apoi să le înmulțesc pentru torsada următoare. Unu, doi, trei, patru și cinci. Mă întorc pe față și este momentul în care trebuie scăzute cele 20 de ochiuri. Fac cele 5 ochiuri din margine, pe față, 2, 4, 5. Aceste 20 de ochiuri le voi scădea unul câte unul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Apoi avem ochiurile din margine, da? Cam așa se prezintă după a doua torsadă. Ne întoarcem, facem cele 5 ochiuri pe față, iar următoarele 20 de ochiuri le vom reînmulți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Și continui rândul cu cele 5 ochiuri pe față. Cam așa arată începutul modelului nostru de bentițe. Și am să vă arăt acum cum începem a răsuci aceste bucățele din torsadă. Începem cu prima de jos, o vom răsuci așa, iar următoarea torsadă o voi băga prin bucla formată. Și cam așa va veni. Eu zic să mai facem încă o parte. Două, trei, patru, cinci. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 1, 2, 3, 4 și 5. Mă întorc din nou pe dos. Facem cele 5 ochiuri pe față, 2, 3,
4, 5 și 20 de ochiuri pe dos. Douăzeci, unu, doi, trei, patru și cinci. Am să vă arăt pe această bucățică de bentiță cum răsucim torsada. Deci, așa arată lucrul nostru. Da? Așa. Da? Așa, așa, nu contează pe ce parte punem. Și luăm prima bentiță, o răsucim așa, se formează bucla și venim cu a doua bentiță, bucățică, o introducem prin bucla formată și ni se va forma o altă buclă. Luăm a treia bucățică, o băgăm în bucla formată, o scoatem și ni s-a format altă buclă. Și tot așa. E foarte ușor de realizat această torsadă. E o torsadă mai diferită, cum vă spuneam și la începutul modelului. Și acesta este rezultatul. Sper că v-a plăcut tutorialul meu de astăzi. Vă doresc spor la lucru și o seară cât mai minunată!